Uneori câștigi, alteori ești ionuț. Super Star Wars. V-am zis astăzi o luptă epică, doi foști colegi în cazul meu și un fin dintre ei. Eulă. Păi Șurubel mi-a pupat mâna în biserică, ca să zic așa. Asta înainte să căsătorească. Da, așa. Dar voi votați evident pe bază de piese, da? Ce propunere vă place cel mai mult? Oracolul din Obor sau din Severin, înainte să auzi piesele, cine crezi că o să câștige? Deci merg așa un 5-2 pentru Șurubel. Da? Da, ca după aia sunt schiunul. De ce? Aoleu, am pierdut! Dar de ce 5-2 pentru Șurubel? Nu știu, total la întâmplare. Sau dacă nu, o să fie 5-2 pentru Ionuț. 5-2 e clar, oricum. Da? Da, așa mi-arată mie în cafea, numerele astea le văd aici. Primul mesaj, zici așa. Salut, eu sunt Șurubel și bă, sunt mândru că particip și eu în sfârșit la războiul ăsta al superstarurilor. O să merg cu o piesă pe care o aveam pe stick-ul USB atunci când mergeam cu Bogdan în vamă și el conducea. E de la Parov Stelar, se numește Libela Swing și nu prea o auzi în general pe radio, dar are așa o putere să-ți schimbe ziua în bine. Deci votați cu piesa mea dacă vreți să aveți o zi mai bună și ca să mă ajutați și pe mine să câștig premiul pus în joc, care am înțeles că e de 50.000 de euro, nu-i așa? Da, 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 votați, așa, votați exact cu mine, că chiar m-ar ajuta banii ăștia. Am și eu un credit acum. Bun, asta este propunerea lui Șurubel. Hai că știți piesa asta, da. Are dreptate, pe stare este. Mamă, săracu, ce greu să afle că nu-s bani la jocul ăsta. Ia, vă dăm un pic din propunerea lui Șurubel și voi decideți după ce au zis și propunerea lui Ionuț. Foarte important. Dacă îi zbucnește acum piesa, ia uzi. Asta e starea. Bine, Șurubel! Bun, acum mergem mai departe la propunerea lui Ionuț, cel Bodonea, da? Care propune în felul următor. Ia. Bună dimineața tuturor, neața Ralu, neața Drăcea, neața și celuilalt. Eu sunt Ionuț Bodonea, mă bucur foarte tare că mă pot înscrie și eu în această bătălie în Super Star Wars. Și m-am gândit la o piesă pentru voi, o piesă care mie îmi place foarte mult. Și pentru că îmi place mult mâncarea la Shaun, o să merg cu o melodie de la Shaun Mendes. Shaun Mendes, Heartbeat. Este foarte bună, vă rog frumos să mă votați, pentru că este o piesă care vă va face ziua un pic mai bună. Nu foarte mult, dar un pic. Vă pup, mersi, hai, votați Ionuț. Bun. Da. Asta era perioada neagră lui Ionuț, cred că. Da, să câștige și Rubel 5-2. It spits up whenever you want me. What you got, I wanna like all week. I need that, I wanna be. Hai cu primul vot. Rubel. Șurubel 1-0 pentru Șurubel. Ia Șurubel. Neața, eu votez cu Șurubel. 2-0. Pa, pa, te pupam. 2-0 pentru Șurubel. Mamă, 3-0. Băi, da. E pe val, da. 3-0, cât ai zis tu? 5-2. 5-2 pentru Șuru? Da. Ia. Neața, dragilor, să fie melodia lui Șurubel, vă rog. 4-0. Și a și făcut mișto de el, că e râit. Da. 4-0. Haideți, mă. Ia. Ce facem mai departe? Vine votul decisiv sau? Asta e că... Revine și Ionuț aici cu o șansă în joc. Hai să vedem. Dar dacă nu vine vot pentru Ionuț, să nu-i spui. Ia. E cu Ionuț, președinte. Așa, trebuie să fie Ionuț președinte, dar melodia lui Șurubel. Deci ne pregătim de ce a zis oracolul. Ușor, ușor, 4-1, hai. Încă avem emoții, avem emoții. Ce zice? Șurubel. Mamă, foarte. Mamă. 5-1. Da. Pentru Șurubel. N-am, eram ca pe aici, asta n-am știut dacă e 1 sau 2, n-am înțeles exact, era un pic 5-1 pentru Șurubel și am primit un mesaj audio. Da? După modelul Donald Trump, eu nu accept legitimitatea acestor voturi. Eu vreau să se renumere voturile. Nu mi se pare corect că am pierdut, dar mă bucur măcar că am pierdut în fața unui bun prieten, Andrei Lăcătuș, zis și Șurubel. A, e, știi cum e în viață. Uneori câștigi, alteori ești Ionuț.
Mulțumim, Ionuț, pentru mesaj. Și stați așa, dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte că vine Cezarul, câștigătorul. Exact, ia. Yes, mamă, ce mă bucur că ați votat cu piesa mea, frate. Băi, ați făcut alegerea corectă, credeți-mă. Piesa asta o să vă facă ziua de joi mai frumoasă, dați-i tare, ascultați-o la maxim oriunde sunteți. Și vă mulțumesc că, uite, acum sunt și eu pe un site de mașini. Să vă ce mașină îmi cumpăr de bani ăștia, 50.000 de euro pe care i-am câștigat la Pro FM. Mulțumită vouă, da. Da, dacă aveți recomandări, chiar puteți să-mi scrieți pe Instagram la dășurubel. Dați-mi acolo, ori decapotabile, 4x4, ceva cu căzii de scaune să fie. Mulțumesc frumos, sunteți mișto. Să vă bucurați de piesă Par of Stellar, Bella Swing. Bine, ai, domnul Șurubel. Și e singurul om care vrea decapotabilă, dar cu încălzire în scaune. Are foarte mult sens. Vreau să-mi fie frig la cap, dar cal la noadă. Dar are tot sensul din lume, drăci, acum adică. Da, exact. Păi toată bla asta la decapotabilă, ai nevoie de... Și mama la copii și pofta inimii, corect? Bun, dacă Șurubel a câștigat lupta, zic să-i dăm Șurubelului ce al Șurubelului și să ascultăm propunerea lui. Paro Stelar și Libera Swing, după cum a zis Șurubel, sperăm să vă aducă un zâmbet pe buze și un plus acolo de energie pentru dimineața asta de joi, 20 octombrie. Mulțumim pentru voturi, iar pe Șurubel și pe Ionuț îi pupăm și îi vedem în podcast. Au un podcast împreună pe YouTube, căutați bine mă și o să-l găsiți. Hai cu energia frumoasă la Pro FM, bună dimineața! The Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan în fiecare zi de la 7 la Pro FM.